Începând din această lună, persoanele care solicită o viză pentru Statele Unite ale Americii vor fi obligate să declare și conturile pe care le au sau le-au avut în ultimii 5 ani pe rețelele de socializare. Autoritățile americane spun că măsura face parte din procesul de dezvoltare a măsurilor de securitate aplicate imigranților și vizitatorilor străini. Din această lună, orice persoană care solicită o viză pentru Statele Unite ale Americii va trebui să menționeze toate conturile pe care le folosește sau le-a folosit în ultimii 5 ani pe rețelele de socializare. Inițiativa a fost propusă anul trecut și va fi aplicată începând cu această lună, în baza unui ordin semnat de președintele Donald Trump. Anterior, doar aplicanții care ridicau anumite suspiciuni, precum faptul de a fi călătorit sau locuit în regiuni controlate de organizații teroriste, erau obligați să ofere aceste informații. Autoritățile de la Washington susțin că securitatea națională este prioritatea de top și fiecare viitor călător sau imigrant trece deja printr-un proces de verificare, inclusiv în ceea ce privește istoricul călătoriilor, informații despre membrii familiilor sau adresele unde a locuit. Oficialii americani estimează că aproximativ 14 milioane de turiști și circa 700.000 de imigranți care ajung anual în Statele Unite vor fi afectați de această măsură.